Românii care suferă de diabet au la dispoziție un nou sistem de monitorizare continuă în timp real a glucozei. Acesta elimină nevoia de înțepare dureroasă a degetelor și asigură o gestionare mai ușoară și eficientă a bolii. Sistemul este disponibil prin Programul Național de Diabet, dar și prin achiziții private. Dispozitivul are două componente principale, senzorul și transmisatorul. Senzorul este componenta care se atașează pe piele, iar firul senzorului intră subcutanat cu ajutorul unui autoaplicator. Pe el se pune transmisatorul. Care preia informațiile glicemice de la senzor și le transmite în timp real către o aplicație dedicată sau către un dispozitiv dedicat, un receiver. Printre persoanele cu diabet din România se numără și actorul Dragoș Bucur. Ai nevoie, de fapt, de niște informații, să știi ce mănânci și câți hidrați conține uh, mâncarea respectivă, ai nevoie să știi uh, care este necesarul de insulină pentru fiecare 10 hidrați, ce tip de absorbție au hidrații și cât ai glicemia, dacă se poate, în timp real. Președintele Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, medicul Gabriela Radulian, atrage atenția asupra faptului că boala trebuie tratată corespunzător, deoarece implică multe complicații. 7 din 10 diabetici nou diagnosticat au cel puțin o complicație a diabetului zaharat ceea ce spune foarte mult legat despre de educația populației. Noi cu toții trebuie să facem front comun și să informăm populația, să creăm aceste verigi ale educației care să conștientizeze ceea ce înseamnă diabetul zaharat astăzi. Și mai am un mesaj pentru dumneavoastră legat de faptul că diabetul zaharat, prin prisma complicațiilor cronice asociate, scade speranța de viață, în medie cam cu 10 ani. Diabetul reprezintă una dintre cele mai mari probleme de sănătate publică ale secolului XXI și afectează sute de milioane de oameni la nivel mondial. În România sunt peste 1.100.000 de pacienți cu diabet, dintre care peste 300.000 sunt insulinodependenți.